Salut! Sunt Ionela și astăzi în rubrica Vreau să știu vom vorbi despre piele. Ai idee de ce uneori ți se face pielea de găină? Te-ai întrebat vreodată de ce unii africani au pielea neagră în timp ce eschimoșii sunt albi? Răspunsurile le vom găsi după ce analizăm pielea. Pielea este învelișul extern al corpului uman și este formată din trei straturi: epiderma la exterior, derma la mijloc și hipoderma la interior. În cel de-al doilea strat, adică în dermă, se găsesc receptorii tactili, care nu sunt distribuiți uniform pe toată suprafața acesteia. Datorită lor, pielea noastră poate simți senzația de frig sau de cald, de presiune sau de durere. Senzația însă se formează în creier. Probabil ți s-a întâmplat și ție că atunci când ai pus degetul pe un obiect foarte fierbinte să simți mai întâi atingerea și de-abia mai apoi să simți arsura. Atât ar trebui creierului tău să realizeze că obiectul atins face rău pielii tale. Dincolo de faptul că ne protejează de bacteriile din mediu, pielea joacă un rol important în reglarea temperaturii corpului uman. Iarna ți se face pielea de găină pentru a face față frigului de afară. Practic, vasele tale de sânge de sub piele se contractă și reduc pierderile de căldură. Vara, în schimb, transpiri mai mult pentru că evaporarea transpirației răcește pielea și menține temperatura sângelui la cote normale. Pielea este într-o continuă regenerare. Dacă te-ai întrebat vreodată de ce ai atât de mult praf depus pe mobila din cameră, află că o parte din el e format din celulele tale moarte. La fiecare minut, omul pierde aproximativ 50.000 de celule moarte sau 40 de kilograme de-a lungul unei vieți. Tot la nivelul stratului mijlociu al pielii, în dermă, se găsesc papilele dermice ce formează crestele dermice. Acestea nu sunt altceva decât amprentele prezente pe degetele de la mâini și de la picioare, pe palmă sau pe talpă. Nu numai că ele sunt unice pentru fiecare om în parte, însă sunt unice și pentru fiecare deget în parte. Din acest motiv, polițiștii pot afla sigur dacă un anumit infractor este vinovat de un anumit delict. Această formă de identificare vine din India colonială. Băștinașii indieni care au luptat în războaie sub steagul britanic primeau pensie de veteran de război. Ofițerii engleși care plăteau pensiile aveau o problemă de identificare, fiindcă după 70 de ani, toți bătrânii semănau între ei. Dacă unul murea, venea vecinul să încaseze pensia. Ei au observat după un timp că amprentele degetelor sunt unice și în felul acesta nu mai aveau probleme cu identificarea veteranilor pensionari. Dar să revenim la culoarea pielii și motivul colorării ei. Pigmentul care dă culoare pielii se numește melanină și se găsește în stratul de bază al epidermei. Cantitatea de melanină din piele este determinată genetic. Astfel, un african de culoare va avea un copil tot de culoare. Ei au un exces de pigment în pielea lor pentru a fi protejați de soarele arzător. Eschimoșii cu piele albă sunt adaptați pentru lumina slabă de la Polul Nord, unde soarele nu arde pielea ca la ecuator. Așadar, putem concluziona că fără piele nu am putea supraviețui, întrucât ea reglează temperatura corpului. Senzorii din piele pot identifica atingerea, presiunea, durerea, căldura sau frigul. În schimb, procesarea acestor informații se realizează în creier, ce îți oferă o suită întreagă de senzații. Iar la final, o întrebare. Ai idee câți metri pătrați ar avea pielea întinsă a unui adult? Crezi că ar depăși 5 metri pătrați? Ia fă niște calcule!